Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a aprobat în cadrul ultimei ședințe și regulamentul privind acordarea de locuințe sociale. Primarul Nicolae Barbu a oferit mai multe detalii despre acesta într-o conferință de presă. Vor primi formulare în acest moment, deci pe măsură ce vom verifica dosarele. De săptămâna viitoare comisia va intra în lucru. Este o comisie stabilită prin hotărâre de Consiliu și în momentul în care vor fi cazuri în care nu îndeplinesc aceste condiții, le vom trimite hârtie că au timpul necesar în 2-3 săptămâni, o lună, să-și actualizeze dosarul cu aceste cerințe. Ca să nu mai avem discuții că au luat locuințe sociale ăia cu mașini. Uite ce mașini scumpe au în față, ia uite ce nu știu ce, și eu care sunt sărman și trebuia să am locuință socială, n-am primit. Și tot la ăia le-a dat. Nu intră în categoria aceasta la venituri persoanele cu handicap, invalizii și sau pensionari. La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere următoarele. Situația locativă actuală, starea civilă, starea actuală de sănătate, vechimea cererii, nivelul de studii sau pregătire profesională, situații locative sau sociale deosebite, nivelul mediu lunar pe membru de familie. Asta că nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de înlocuire la copii sau la cine decât conform legii și dacă nu întreține corect să suporte daune, astea sunt clare, sunt în lege, la fel că nu pot fi vândute.